Deci vorbim despre inteligență artificială. Cum mai implementat inteligența artificială, faci adopție, ești contra la clienți în strategie? Ai exemple practice, concrete? Uh, da, foarte mult eu personal, în momentul de față, folosesc inteligența artificială pentru research, foarte mult chat GPT în momentul de față. Uh, am văzut că mulți îl folosesc pentru rezultate finale. Făm texte pentru reclamă, făm nu știu ce. Mai mult, eu mă duc în zona de care sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le iau în calcul în nișa X. Ce uh, frici, ce caută oamenii pe Google, ce frici au oamenii uh -huh, atunci uh -huh. când cumpără X lucru. Uh -huh. Și cumva în zona asta de research mă duc pentru că dacă mi-aș face un research personal, poate ar dura de 2-3-10 ori mai mult ca să înțeleg oamenii. Și atunci ăsta e primul lucru prin care adaptăm, uh, prin care eu folosesc zona de inteligență artificială.